Bună tuturor! Mulțumesc pentru mesaje, pentru feedback-uri și like-uri. Astăzi am să fac o etalare nouă, în trei variante, cu acest pachet de cărți de oracol pentru a afla cine este persoana care se, sau persoanele care se gândesc la voi în acest moment și ce vor de la voi. Care sunt sentimentele lor sau gândurile lor față de voi. Și vă invit să vă alegeți una dintre aceste trei minunate cristale, alb, mov sau acest cioccolată multicolor din cristale mai diferite. Alegeți o variantă cu care voi rezonați și să vedem ce răspuns vor da cărțile de oracol pentru varianta aleasă. Cine sunt sau cine este persoana care se gândește la voi în acest moment și de ce? Wow! Se gândește cineva la voi care vrea cu voi o relație, o pasiune, vrea, pot fi semne de aer sau de foc, da? Deci pot fi semne de aer sau de foc, semne care sunt într-o, să zic așa, oarecare conexiune, focul. Poate fi aprins, stârnit de vânt, de aer, da? Purtat de vânt. Haideți să vedem cine sunt persoanele care se gândesc la voi. Deci, e o vorba de o pasiune aici, de o persoană foarte pasională, poate. Sau e vorba de o pasiune, cineva care vrea să vă propună o relație. Semne de foc foarte clar. Deci, poate că vrea cineva cu voi o relație, vrea să vă protejeze. Aici poate să fie vorba și de o persoană aici, chiar și un înger pot să spun că se gândește la voi. Deci aveți o protecție sau cineva cu funcție. Poate să fie și o persoană cu funcție care vrea să vă apere, să vă protejeze de o situație poate războinică, dificilă, parcă aici, care ia foc. Da? Deci vrea să vă protejeze de diavol, să zic așa, de ispită. Poate fi și aici văd că e cineva, deci sunt două persoane cel puțin care se gândesc la voi, femeie sau bărbat, pot fi persoane mai îndrăcite, dar și persoane mai, să zic așa, mai care vor să facă dreptate, vor să vă facă dreptate, vor să vă apere. Văd aici semne de aer, așadar, și semne de foc care se gândesc la voi. Trebuie poate să vă protejați. Aici trebuie să se gândesc la voi niște persoane care au legătură cu protecția. Pază și protecția. Poate să fie militar, poate să fie o persoană care are haină de stat. Da, poate să fie o persoană și mai agresivă. Persoana care se gândește la voi, poate să fie și o femeie mai agresivă. E o femeie care poate vrea să vă ispitească. Sau care vrea să se pună sub protecția voastră, vrea o relație cu voi pentru că are nevoie de o protecție, are nevoie să fie protejată, vrea să se simtă protejată, pentru că sunt multe energii în jurul său mai sălbatice, mai agresive și se simte poate într-un pericol sau este chiar ea această persoană. Deci, vrea să se echilibreze cine vă caută. Poate își caută un echilibru. Da? Vrea o persoană care vrea să se relaxeze. Vrea poate să vă vadă, să se relaxeze, să vă propună. Dar aici poate să fie o persoană care vrea cu voi o relație, pentru că are un foc, o pasiune, deci este în creștere energia sa și vrea să-și o liniștească, vă mai gândește și o persoană poate mai rece sau care v-a certat. Poate să fie și o persoană cu funcție. Îi sunt această persoană. Această persoană feminină care vă gândește, poate să fie o persoană cu care voi aveți o relație. Aici văd, deci sunt semne de foc, semne de apă. Poate să fie. Da? Cineva care e opus vouă.
Da? O persoană care i-a opus vouă. Poate să fie vorba și de amanta. Amanta unui, da, pentru că văd că ispitește o amantă, o femeie care a mai trecut prin relații, o femeie care poate a suferit pentru voi sau a făcut să suferiți. Are o suferință. Deci aici pare că ați avut poate un conflict. Da? Vi se reproșează ceva. Poate fi o persoană în care voi v-ați despărțit, fie ca bărbat, fie ca femeie. Și această persoană, orică vrea să se răzbune, orică ea a avut, mă rog, vrea să răzbune pentru o suferință, pentru ceva, a avut o suferință. Ați făcut-o să sufere, într-un fel sau altul. Suferința poate, pentru ea poate fi o suferință sau pentru el poate fi o suferință și că nu i-ați satisfăcut un capriciu, că nu i-ați făcut pe plac. Nu i-ați îndeplinit un vis, o dorință, poate să fie și o astfel de situație. Exact, și am spus aici, atenție totuși, că sunt niște energii care trebuie să vă puneți în siguranță. Deci se gândește la voi cineva care vrea să se pună în siguranță sau cineva care vrea să atenteze la siguranța voastră, pentru că nu este această integritate. Deci este vorba de integritate și apărând și acea ispită sau această suferință. Deci poate să fie o situație și, deci, și persoane care vor să vă protejeze sau care vor să se pună sub protecția voastră, dar se gândește la voi persoane care și vor să atenteze la. Deci vor să vă. Dușman, cum ar veni, da? Deci cineva care are aici o energie, vă deci semne de apă, totuși. Deci poate să fie cineva din trecutul vostru, poate, care ați avut o problemă, vrea o împăcare, posibil și acest lucru, să vrea o împăcare, și poate persoana care v-a făcut să suferiți. Care ați avut, bazați-vă pe intuiția voastră, că vă vine poate în vise această persoană. Deci aici văd semne de foc și de apă multe, da? Deci semne de foc și de apă, cu toate că mai este și semn de aer. Da, aici poate să fie. Bazați-vă pe intuiția voastră. Poate să fie cineva care sunt doi frați, spre exemplu, care din semne de, unul să fie din semne de apă și unul din semne de foc. Sau semn de aer, poate mai fi. Deci bazați-vă pe intuiția voastră aici. Vă simt, să zic, această persoană. Sunt persoane care, deci, să zic așa, sunt persoane care simt când sunteți în pericol, care simt când aveți probleme, care simt când aveți neliniști și se gândesc la voi. Sau sunt neliniștite ele când voi nu le mai acordați atenția sau v-ați îndepărtat de ele, v-ați protejat, v-ați pus la adăpost după o suferință și acum încercați să vă faceți o altă viață. Și acestea sunt neliniști și parcă vor să vină. Deci dușmânia poate să vină din aceste situații, da? Deci persoane din trecutul vostru care pot să simtă că voi vă refaceți viața, că aveți alte vise, că vă puteți îndeplini niște vise și iau foc pentru visele voastre și se gândesc la voi în acest moment. Dar să mai gândește la voi și cineva care vrea să aibă cu voi, să vă protejeze. Nu neapărat, nu-mi par aici că cineva care vă iubește. Aici văd mai degrabă o energie feminină care se gândește la voi, care vrea să se pună sub protecția voastră. Sau este cineva care poate vrea să se răzbune pentru că a avut o suferință, da? Sau că a făcut să sufere pe un anumit, pe bărbatul ei, pe copilul ei, pe soțul ei, pe amantul ei. Poate să fie, deci aici poate să fie și o astfel de situație. Deci sunt astfel de situații care le văd. Acestea sunt energiile care eu le simt, le intuiesc. Puneți-vă în siguranță, în orice caz, că poate că sunteți sub un pericol. Văd că și un înger se gândește la voi. Deci rugați-vă îngerilor că intuiția vă va veni prin vise, poate, sau prin intuiție, vă va spune mai clar despre ce este vorba. Da? Deci cam asta e ce vă, la prima variantă. Și haideți să vedem și la a doua variantă. Cine se gândește la voi în acest moment și de ce? Ce vrea de la voi? Deci aveți nevoie poate de mai multă claritate, bazați-vă și pe intuiție cei de la prima variantă și haideți să vedem la a doua variantă cine este persoana care se gândește la voi și de ce. Cineva care vă visează, are niște vise cu voi, poate fi aici
persoane și din semne, dintr-o orice semn. Sunt persoane care, sunt mai multe persoane care poate vă visează. Vor să fie fericite. Deci vor fericirea, să zic așa, voi. Sau care au fost fericite cu voi. Cineva care vrea cu voi o relație profundă, de dragoste, poate fi un semn de apă chiar, poate cineva, o femeie, poate să fie și o femeie, mama, spre exemplu, poate să fie, sau sora, cineva care vrea să se împace cu voi sau vrea să aibă o relație mai bună cu voi, sau poate să fie și o femeie care, dacă sunteți bărbat, care vrea cu voi o căsătorie, o relație, o împăcare, o revedere, sau poate să fie cineva care vrea cu voi o relație. Da? Aici văd, deci se gândesc la voi niște semne de aer, semne de pământ, aer și pământ văd. Se gândesc la voi poate și persoane care lucrează cu justiția și niște îngeri, să știți că se gândesc la voi. Persoane care sunt corecte, drepte, cinstite, care vor să facă dreptate. Deci poate că vă gândesc, orică sunt semne de aer, persoanele care se gândesc, ori chiar lucrează în justiție, în instituții ale statului. Mai gândesc poate și să vă propună ceva legat de cunoaștere, de studii. Persoane care încă mai studiază, pot fi studenți, poate, sau, mă rog, care mai fac niște cursuri, niște... Sunt și niște persoane care... bogate, care au niște talente, niște daruri, materia, cum să zic, care fac niște afaceri, poate, persoane materialiste, care jonglează cu niște situații, care vor să vă aducă, poate, să vă propună, poate, un contract. Poate, aici îmi pare că se pot gândi la voi niște persoane pentru servicii, spre exemplu, să vă propună un contract, să vă propună o calificare, să vă propună ceva. Se mai pot gândi la voi în acest moment și persoane din instituțiile statului să vă caute cineva, poate. Sau e cineva care lucrează în instituția statului și se gândește la voi. Să vedem de ce se gândesc la voi. Pentru cunoaștere, exact ce am spus. Poate să fie vorba... Dar poate să fie vorba și de cineva care vrea cu voi o relație. Deci poate să fie o persoană înțeleaptă, o persoană care are legătură cu studiile, poate. Are legătură cu o persoană care are mult echilibru. Are legătură poate și cu sănătatea, dar aici poate să fie o chestiune legată și de sănătate, poate vrea să vă propună. Mai se gândește la voi tatăl, da? Se mai gândește la voi tatăl, poate și mai sunt poate și o vrăjitoare chiar, o lume, cineva din lumea de dincolo poate chiar, da? Pare aici, sau o femeie îndoliată. Poate să fie și o femeie care trece pentru un doliu, poate deci din familie, posibil să vă gândească în acest moment familia, copilul, poate să vă gândească, care poate fi aici în studii, mai copilul, o femeie, deci poate fi mamă cu copil, se gândesc la voi aici, poate pentru studii, sau copilul se gândește să vă spună ceva legat de studii, sau deci se gândește în acest moment, sau o femeie, poate să fie și legată de, poate se gândește la voi, spre exemplu, învățătoarea, profesorul, profesoara copilului vostru în acest moment, pentru că vrea să vă propună pentru copilul vostru, poate un ceva, sau se mai gândește la voi chiar copilul vostru, îngerul vostru păzitor, să zic așa, poate chiar, da, se gândește la voi. O femeie dintr-o zodie de aer se mai gândește la voi, care poate e însărcinată, are copil, da, o persoană care sau are copil sau are da, vrea sau se gândește cineva la voi care vrea cu voi un copil, e însărcinată cu voi sau vrea cu voi un copil, de ce sunteți și voi. Deci se gândesc la voi părinții, parcă se gândesc la voi, vor să vă propună ceva, poate, da, vor să vă se gândesc la voi, vă așteaptă, vă iubesc, da, sunt așa într-o situație. Se gândesc la voi, poate, se gândește la voi un bărbat matur, bărbat înțelept, poate, care vrea cu voi o întâlnire. Are o atracție fizică față de voi,
Singura persoană care pare că într-adevăr ar fi atrasă mai mult legat poate de dragoste este o persoană într-o zodie de aer, aici văd, sau da, dar pare o persoană totuși că destul de distantă, de rece, care nu își arată ușor sentimentele sau are un dezechilibru, poate e nevoie să se echilibreze și să echilibreze energiile. Deci poate fi cineva din gemeni în balanță, vărsător, care se gândește la voi, persoană cu care vă cunoașteți bine sau vrea să vă cunoască. Poate să aibă legătură cu sănătatea, poate să aibă legătură cu justiția sau pare să fie o persoană care chiar vă cunoaște bine, pentru că ați fost poate într-o relație împreună. E o persoană care poate are un dezechilibru, da, care vă regretă ceva, totuși se gândește la voi. Pare așa o situație, o relație profundă poate a fost între voi. O relație de inimă, de suflet, dar și de minte. Bazați-vă și pe intuiție, că vă vin informații, să zic așa, voi sunteți poate... E cineva cu care intrați în contact, să zic așa, poate să fieți din lumea de dincolo. Persoane care intrați, persoane care nu mai sunt. Deci, să zic așa, deci intrați, vă conectați într-un fel la lumea de dincolo sau la îngeri vă conectați, pentru că pare că cineva copil, un înger copil se gândește la voi, o mamă cu copil poate fi aici, din lumea de dincolo, vor să vă transmită ceva, să știți. Să vă transmită ceva, poate de... se gândesc la voi niște persoane care vor să afle, poate prin intermediul vostru ceva, vor să afle niște secrete, poate despre niște persoane care nu mai sunt. Da, cam astea sunt energiile care sunt. Deci, par așa energii mai multe care se gândesc la voi în acest moment. Deci, persoane care vor să intre în conexiune cu voi, poate din lumea de dincolo, pentru că sunteți o persoană care poate aveți o anumită cunoaștere, aveți o anumite capacități paranormale, extrasenzoriale, sau persoane care sunt în această lume din justiție, din... care vor să vă, sau mă rog, din sănătate, care vor să vă propună, poate, sau învățământ, vor să propună ceva, poate pentru studii, pentru voi sau pentru copilul vostru, poate să fie și o astfel de situație și să mai gândesc la voi chiar și părinții voștri. Acestea sunt persoane care se gândesc la voi. Cam asta simt eu în acest moment, că ar fi energiile momentului. Și haideți să vedem și la a treia variantă, care sunt energiile, persoanele care se gândesc la voi în acest moment și de ce, ce vor de la voi. Deci ciorchinele mov, să vedem, mov, ciorchinele multicolor a fost varianta mov. Hai să vedem la ciorchinele. O persoană inițiată, persoană care știe foarte multe, o persoană care vrea să vă protejeze, cineva poate să vă propună și vreun ritual, aveți nevoie, poate, sau legat de sănătate, aveți nevoie de sănătate, să vă îmbunătățiți sănătatea, poate dacă se gândește la voi în acest moment, vedem? Wow, atenție! Puneți-vă în siguranță aici, pare că este vorba de cineva care poate ați avut o ceartă, o supărare, un conflict. Sau vrea să vă, propună să se... Ori vă împăcați cu această persoană, ori vrea să se răzbune. Deci să vedem ce văd aici semne de aer și de apă la voi. E cineva care e singur, singură, da? O persoană singură, nu are pe nimeni în acest moment. Vrea poate cineva să se împace cu voi, vrea cineva o dragoste, vrea cineva să se echilibreze. E poate posibil cu persoana care v-a certat, femeie sau bărbat. Da? Se gândește în acest moment la voi. Hai să vedem de ce se gândesc. Da, exact. Vrea cineva care vrea să se vindece, poate vrea să se
Aici pare cineva poate de zodia, pe zodie de pământ, văd. Da, care se gândesc că în acest moment la voi vrea cineva să se răzbune, poate. Pentru că l-a strădat, pentru că, mă rog, poate să fie o situație, sau bă, se gândește cineva la voi pentru altcineva. Deci vrea să vă propună ceva pentru altcineva. Poate să fie și acest. Să vă ceară poate un favor. Poate să fie și acest lucru. Deci, când se gândește în acest moment la voi, poate să fie cineva cu care ați avut o neplăcere, și vrea să se răzbune, poate să se vindece, vrea să să-i treacă oful, da? Sau mai poate să fie cineva care vrea să vă propună ceva pentru altcineva, un ajutor, un sprijin, sau vrea să îi dați un sfat, sau da, vrea o situație de vindecare, ceva care să-i repare ceva, să-i îmbunătățească ceva. Vrea să-și caute un echilibru sau vrea să vă propun o întâlnire așa, care are nervi și vrea să se relaxeze și vă propun o întâlnire ca să se calmeze. O ședință, să zic așa, psihiatrică, psihoterapeutică, care poate fi printr-o întâlnire intimă sau, ia, știți, cu drumul către o direcție, are mai multe căi, așa și aici, ca să-și calmeze stresul, nervii, să se relaxeze, vă propune vouă, în loc să ducă la terapeut, ca să-i dea o altă, deci vrea să vă, pentru că vă propune aventura, aici pare o vindecare așa dintr-o răzbunare, pentru că mai văd un alt bărbat aici care intervine, da? Văd un rege, rege din zodia Capricorn poate fi, sau mai poate fi și Taur sau Fecioară, dar fiind un bărbat, poate fi un bărbat. Un bărbat mai materialist în orice caz, încă tânăr, deci încă în putere, dar e sub influența acestei zodii de foc sau de apă. Da, într-adevăr, trebuie să vă puneți în siguranță, pentru că e o amenințare pentru voi. Văd aici că stârnește acest diavol, această pasiune, acest foc, da, îl stârnește. Și vine și e așa o luptă între bine și rău. Văd aici semne de pământ și foc. Deci, vă bâzie cineva. E cineva care vrea să vă bâzie, cineva care vrea să vă streseze, cineva care vrea să vă enerveze. Are nervi. Deci are cineva caută, cine se gândește în acest moment e cineva care e nervos, e nervoasă. Nervos, că pe aici sunt energii masculine, poate. E nervos pe voi, poate pentru că sunteți singură, că sunteți, v-ați protejat energiile, v-ați vindecat, nu mai vă interesează persoana sa, nu vă mai gândiți la el. Sunteți pe cont propriu, vă descurcați singure, poate să fie deși niște persoane care au niște interese, că am zis, vor să se relaxeze și pentru că nu le dați atenție, da? Atunci îi apucă nervii, se enervează, pentru că vor de la voi, orică vor de la voi niște bani, vor să se vă folosească și vă propun întâlnire cu cineva pentru altcineva și dacă nu obține, ia foc, îi apucă nervii. Da? Deci atenție așadar, cei care sunteți în această etalare cu cerchină, dar mai poate să fie și care legătură poate cu cineva care să vă propună o vindecare, poate să vă propună un tratament, poate să fie un terapeut, poate să fie cineva care să vă propună o afacere care să are legătură poate cu sănătatea, cu relaxarea. Da, o excursie poate să fie cum ar fi, da, o vacanță, deci vă propun o vacanță. Poate să fie și o astfel de situație. Pare să fie și cineva din trecutul vostru care v-a certat în orice caz, cu care ați avut niște conflicte, că totuși amenințările n-au dispărut. Aici văd un rege de zone de aer sau de pământ o femeie. Deci o familie vă mai gândește pe voi, cu care poate ați avut și cu aceștia niște discuții, pare să fie. Sau care știu de supărarea voastră cu acel bărbat, acea persoană care v-a certat, poate să fie vorba de un fost. Da? Deci poate să fie vorba de un fost care poate nu vă poate ierta, uita că l-ați, poate, orică l-a strădat, orică v-ați vindecat de această persoană, că v-ați găsit pe altcineva sau că sunteți singură și că sunteți într-un echilibru. Poate să fie și o astfel de situație. Deci, ce văd eu aici, iar dacă sunteți bărbat, poate că vrea să vă propună cineva, cine se gândește la voi, poate să fie un rival, un fost,
rival sau un actual rival cu care voi ați avut poate chiar discuții, sau mă rog, poate să fie și cineva cu care ați avut o relație de muncă, da? Și cu care v-ați supărat, v-ați enervat și ar vrea poate să se împace cu voi, să se vindece, da? Să-ți repare ceva. Poate să fie și o astfel de situație. Și mai poate că se gândește la voi o familie. O familie cu care uneori vă împăcați, uneori nu. Uneori poate sunteți la distanță unii de alții. Vă tratează cu răceală, poate. E o chestiune și de acest gen. Poate unii dintre voi aveți probleme cu familia, cu tatăl, cu mama. Aici, mai ales dacă sunt zoi de aer sau de pământ. Sau, dar nu neapărat, pot să fie și rude, alte rude, cu care aveți o răceală, o distanțare. Persoane care totuși ar vrea, persoane care au situație materială bună, care au totuși niște posibilități. Persoane care sunt curioase se gândesc în acest moment. Vă cineva, acum în acest moment, posibil că cineva vă urmărește Facebook-ul, să zic așa, WhatsApp-ul, să vadă dacă sunteți online. O femeie și un bărbat văd aici, da? Aceste energii care sunt parcă mai agresive totuși, mai curioase. Pot fi și persoane care se gândesc în acest moment la voi să fie chiar și persoane care sunt spioni, cum ar veni. Sau persoane care vor autoritățile ale statului, mai pot fi. Se mai gândește la voi, poate în acest moment, o femeie care e frumoasă, foarte frumoasă, care se ocupă poate fie de sănătate, fie de frumusețe, sau îi place ei să se împodobească, să se... poate are părul mai deschis la culoare sau și îl boxește mai deschis în șuviță, depinde. E o femeie care are multe idei, multă să zic așa, și bani, și, sau mă rog, îi plac podoabele. Îi plac persoanele care o împodobesc, care o... Deci fiecare relație pentru ea este ca o podoabă, să zic așa, da? Deci se mândrește cu relațiile ei sau vrea să aibă relații cu persoane care să-i dăruiască, să-i facă darul sau care să... relații importante, adică să aibă relații cu persoane importante. Și posibil să aibă relații cu persoane chiar care au de-a face cu legea. Da? Sau cu medici, aici poate să fie cineva, sau e vorba de cineva care e bolnav, poate să fie o persoană care e bolnavă, se gândește, deci aveți a face, se gândește la voi în acest moment, o persoană puțin bolnavă, dezechilibrată, poate psihic, chiar, are un dezechilibru și vă urmărește, pentru că e un pic dezechilibrată, e o femeie mai dezechilibrată. O femeie cu care poate voi ați avut conflicte, v-ați certat, v-ați supărat, v-ați blocat, să zic așa, poate pe Facebook, pe Instagram sau, mă rog, pe alte rețele și acum sau un bărbat chiar, poate să fie și femeie și bărbat sau chiar un cuplu. Poate să fie cineva care mai are pe altcineva și a făcut pe altcineva, dar nu vă poate pe voi încă, nu și poate, a rămas, să zic, fixat pe voi. Da, poate să fie și o astfel de situație. Deci, puneți-vă sub protecție, că vă văd aici că trebuie să vă gândiți mai mult la voi, nu vă mai gândiți la alții, că aici nu sunt persoane care, deci din ce văd eu aici, nu prea sunt persoane care nu vor cu voi o dragoste, deci nu văd aici pe... Singura persoană care parcă pare aici totuși că e aceasta din trecut, care totuși pare că vrea să se vindece, e într-o fază în care încă mai vrea să se vindece, vrea să depășească acea stare de răutate, de dușmănie, de... pentru că a fost poate și o pasiune puternică între voi, o relație care ați avut poate și de familie, ați avut familie sau, mă rog, a fost o relație cu pasiune mai puternică și vrea să-și vindece rănile, vrea să revină cu picioarele pe pământ. Vrea să se, cu toate că mai are încă în sufletul său așa oarecare foc, încă nu i-a trecut focul de tot, să zic, da, pe voi, supărarea pe voi, dar pare că vrea să se vindece, vrea să se împace, vrea să se echilibreze, vrea să se relaxeze, vrea să se liniștească, dar sunt alte persoane care totuși, atenție, că aici e așa cu duș și întors aceasta, e acest diavol care este parcă în voi, într-un fel, vă stăpânește, vă... când și când așa, parcă vrea să intre în voi, vrea să vă stăpânească, vrea să vă controleze. E cineva care poate vrea să vă controleze, să știți.
Poate să fie o persoană, fie că e o persoană cu funcție care na, fac controle, dar poate să fie și o persoană îndrăcită, viciată, care are niște vicii și vrea să vă țină sub controlul său, da? Prin să vă manipuleze, să vă influențeze într-un fel și cu gândul și cu vorbele și de aceea poate există și această presiune. E o presiune aici, într-un fel mentală. Deci în acest moment se gândește, poate caută o soluție, cum să facă să ajungă din nou cu voi sau cum să vă controleze din nou pe voi. Cam asta e ce pot să spun. Asta simt eu în acest moment, asta văd eu în acest moment și prin intermediul acestor imagini, dar și simt așa energiile, că sunt un pic în, așa într-o atenție, deci trebuie să vă țineți sub control energiile sau calmul, să vă păstrați calmul, să vă echilibrați, că s-ar putea să fiți stresați, s-ar putea să vă enerveze cineva, cineva vrea să vă controleze, să vă aibă sub control. Acestea fiind spuse, eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în aceste descrieri pe cei care se gândesc la voi, că v-ați dat seama cine sunt sau ce vor de la voi și, bineînțeles, să vă țineți cont că sunt etalări generale. Și vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezenți pe canalul meu de YouTube, Crista Rot, și vă mulțumesc pentru mesaje, feedback-uri și like-uri și vă invit pe cei care încă nu sunteți înscriși și vă plac aceste etalări care le vizionați la canalul meu de YouTube, să vă înscrieți și voi și să lăsați și voi mesajele voastre, like-urile voastre, feedback-urile voastre și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!